Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lilla și azi vom vorbi despre produsul cartezian a două mulțimi nevide. Resursa pe care o propun este la disciplina matematică pentru clasa 7-a. Să ne apucăm de treabă. Avem două mulțimi. Avem o mulțime de animale, un câine și o pisică, și avem diferite mâncăruri posibile pe care le pot consuma aceste animale. În câte moduri ați putea să faceți ca la fiecare animal să-i corespundă un tip de mâncare? Câinele poate să bea lapte, dacă vorbim de un câine micuț, sau carne, sau mâncare la conservă, dar la fel și pisica poate să bea lapte, sau carne, sau mâncare la conservă. Deci, în total, avem 6 variante în care putem să facem aceste perechi. Ce este atunci produsul cartezian? Produsul cartezian a două mulțimi, A și M, în cazul nostru, este o mulțime formată din ansamblul tuturor perechilor prin care la primul element din prima mulțime îi corespunde un element din a doua mulțime. Aici observați cele 6 perechi pe care le-am format adineauri. Un alt exemplu, în 3 familii, familia Petru, familia Radu și familia David, s-au născut 3 băieței. Prenumele lor, mulțimea prenumelor, îi Alex, Mihai, Rareș sau Victor. Câte variante avem ca la fiecare băiat să-i dăm un nume, nume, prenume. Deci cele două mulțimi, mulțimea numelor de familie și mulțimea prenumelor, sunt două mulțimi nevide. O pereche ordonată înseamnă că formăm o mulțime în care avem un singur element din prima mulțime și respectiv avem o mulțime în care primul element este elementul de care am vorbit dinainte și al doilea este un element din a doua mulțime. De exemplu, cu numele pe care le-am avut anterior, avem toate aceste posibilități de a denumi bebelușii. Perechea ordonată, în loc de notația asta care este destul de dificilă, e mult mai simplu să notăm cu AB. După cum ați văzut și în acest exemplu, contează foarte mult care este primul element și contează foarte mult care este al doilea element. Și după cum deja v-ați dat seama, dacă o pereche este ordonată și vorbim de două numere distincte, atunci nu este deloc tot una perechea AB cu perechea BA. Produsul cartezian, să vedem o definiție matematică, dacă avem două mulțimi nevide, produsul cartezian este mulțimea formată din toate perechile AB. Produsul cartezian este o operație matematică și aici puteți să vedeți scrierea matematică. Deci A ori B este mulțimea tuturor perechilor, unde primul element e din prima mulțime, al doilea element e din a doua mulțime. Dacă cunoaștem cardinalul celor două mulțimi, câte elemente sunt în mulțimea A și câte elemente sunt în mulțimea B, atunci numărul de perechi pe care le putem forma este M ori N. Aici aveți un exemplu unde avem deja două mulțimi de numere și produsul cartezian poate fi reprezentat sub forma unor diagrame. Deci observați, avem diagrama mulțimii A, diagrama mulțimii B și avem toate perechile posibile care se pot forma. Aici le vedeți și scrise toate perechile posibile.
și știm că numărul elementelor din produsul cartezian trebuie să fie 3, pentru că în prima mulțime avem 3 elemente, ori 2, adică 6. Și să încercăm acum să facem și B ori A. B ori A sunt tot niște perechi. A ori B l-am făcut adinea ori. B ori A sunt perechile 4, 2, 4, 5, 4, 7, respectiv 3, 2, 3, 5, 3, 7. Ceea ce puteți observa absolut clar, că produsul cartezian nu este operație comutativă. A ori B nu este tot una cu B ori A. Produsul cartezian mai poate fi reprezentat și sub forma unor tabele. Aici aveți un exemplu. De exemplu, dacă pe orizontală punem pe coloane A, B, C, D, E și pe verticală avem 1, 2, 3, 4, atunci observați că în fiecare celulă avem A1, B1, C1, D1. Unde întâlnim această așezare? La tabla de șah. La tabla de șah, pentru a zice poziția unui element, se folosesc exact același sistem. Aici aveți niște litere, aici aveți niște numere. De exemplu, acest pătrățel de aici este D3. Aveți dreptate. Sau acest pătrățel de aici este H6. Absolut corect. Produsul cartezian se numește astfel din numele unui matematician, René Descartes. El se ocupa de geometria analitică, aici vedeți și o imagine de-a lui, dar totodată era și filozof. Am ales două citate pe care el le-a scris în discurs asupra metodei și aș dori să vă atrag atenția asupra lor. Mie personal îmi place al doilea citat mai mult, pentru că spune că oamenii se pot înșela, dar niciodată printr-o deducție rău făcute, ci numai din experiențe mai prea puțin înțelese. Și aici câteva exerciții. O să vă invit și pe voi să încercați să răspundeți. Aplicația este pe Learning Apps, dar puteți răspunde aici, deci care dintre cele două răspunsuri credeți că este corect? Aveți dreptate, primul răspuns era corect. Aici este definiția produsului cartezian. Trebuie să completați spațiile punctate în așa fel ca să obțineți o propoziție adevărată. Care dintre cele patru variante credeți că se potrivește? După cum vedeți, răspunsul corect este acesta. Aici avem două mulțimi, ambele formate cu câte două elemente. Vă rog să-l aflați pe A ori B. Care din cele două răspunsuri este corect? Răspunsul corect este al doilea. Și încă un exercițiu. Avem aceste două mulțimi, A cu elementele 4, 5, 1 și B cu 6, 4, câte elemente are produsul cartezian? Aveți dreptate, numărul corect este 6, 3 ori 2. Vă mulțumesc pentru atenție și să ne vedem la o altă resursă.